Lipot Baumhorn este supranumit Părintele Sinagogilor, fiind creatorul a numai puțin de 25 de astfel de edificii în Ungaria, Slovenia, Croația sau România. Dar care este legătura sa cu Timișoara? Baumhorn s-a născut în 28 decembrie 1860 în orașul Kisber din Ungaria. A făcut școala la Gheorgh și a urmat cursurile de arhitectură la Viena, absolvind Universitatea Tehnică în anul 1883. Următorii 10 ani îi va petrece în atelierul de proiectare a lui Ödön Lechner din Budapesta, fiind influențat masiv de stilul acestuia. În anul 1894 își deschide propriul birou de arhitectură în Budapesta, distanțându-se de abordările de inspirație folclorică ale lui Lechner. Baumhorn își va dezvolta un stil propriu, un melanj între stilistica anilor 1900 și elemente decorative istoriciste. Tot o sinagogă îl va aduce pe Baumhorn și în orașul de pe Bega. În anul 1897, acesta va finaliza planurile noii sinagogi a comunității izraelite status quo, urmând ca în anul 1899 lucrările să fie finalizate. Succesul proiectului va oferi multiple prilejuri de a se întoarce în Timișoara, unde devine autorul la mai multor clădiri din oraș, atât publice cât și private. În anul 1900 va obține deja o nouă autorizație de construire pentru viitorul sediu al Societății de Hidroameliorări Timiș-Bega. Construcția rezultată, cunoscută astăzi drept Palatul Apelor, se remarcă prin volumetria dezinvoltă, specifică curentului secesion, dar și prin plastica elaborată a fațadei. În apropierea acestuia regăsim o altă construcție care poartă amprenta stilistică a lui Baumhorn, Palatul István Nemes. Construit în anul 1902, edificiul conține principalele elemente decorative utilizate de arhitect, atât în Timișoara, cât și pe alte clădiri ale sale din Szeged. O altă întoarcere va fi cu ocazia construirii Liceului de Stat de Fete, actualul Liceu Pedagogic Carmen Silva, proiect la care a colaborat cu arhitectul local Jakob Klein. Aici, Baumhorn a optat pentru o clădire sobră, de inspirație neogotică, având însă decorațiuni specifice curentului secesion. La jumătatea primului deceniu al secolului, în plină manifestare a curentului secesion în Timișoara, Baumhorn va proiecta în aceeași manieră noul sediu al comunității izraelite din Timișoara. Arhitectului budapestan îi sunt atribuite și alte clădiri din oraș pe baza comparării stilistice. Un astfel de caz îl constituie actualul Hotel Victoria, reconstruit în anul 1907. Lipsa unei arhive complete, lacunele arhivistice, ne opresc în a cunoaște pe deplin contribuția pe care arhitectul a avut-o asupra arhitecturii din Timișoara. Lipot Baumhorn moare în 8 iulie 1932 în orașul natal Kisber, fiind înmormântat însă în cimitirul evreiesc din Budapesta. Pe piatra sa de mormânt stau înscrise lista tuturor sinagogilor proiectate sau restaurate de acesta.